Vă mulțumim pentru participare. Astăzi vă prezentăm proiectul de coeziune socială prin promovarea meserilor tradiționale a romilor din structurile economiei sociale. Ne bucurăm de prezența invitaților noștri și a dumneavoastră, domnul senator Marius Nicoară, domnul președinte a Consiliului a Cooperației în județul Cluj, avem așa puțin, nu știu dacă ați apucat să vă uitați în agenda evenimentului. O să începem cu două prezentări, avem doi colegi aici de față. După ce o să facă prezentările, urmează ca eu să vă prezint care sunt obiectivele acestui proiect pe care noi vrem să-l implementăm și pe care domnul primar l-a inițiat la dumneavoastră în localitate. Iar la sfârșit o să începem să dăm cuvântul domnilor senatori și domnului deputat, în ideea în care, nu știu, ne pot transmite câteva gânduri cu privire la acest proiect. Mai departe o să dau cuvântul domnului... În domeniul economiei sociale, începând cu anul 2010 până în 2013, a fost directorul unui program de master, care se numea chiar Master de Economie Socială. Acest master de economie socială a fost lansat cu sprijinul unui proiect finanțat ca și proiectul pe care îl lansăm astăzi din programul operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane. Și acest proiect de economie socială a fost derulat împreună cu Universitatea Babeș-Bolyai din București, cu Universitatea Adelăzi din Timișoara și cu Universitatea din Oradea, pentru a încerca să formăm o primă generație, după câțiva zeci de ani, de antreprenori în domeniul social. Domnule deputat, numele meu este Radu Gheorghe. Partea acestei comunități, m-am întâlnit undeva în urmă cu 8-9 luni împreună cu domnul primar, am făcut o cercetare sociologică, să-i spun, sumară. Aveam în momentul acela idei desiderate. Acum, iată că suntem în fața noastră să lansăm acest proiect foarte important pentru Comuna Bad. Voi fi mai puțin didactic decât domnul profesor care v-a prezentat conceptul de economie socială, întreprindere socială. Este vorba de o întreprindere socială care va angaja 10 membri ai comunității rome, plus încă două persoane care vor conduce întreprinderea respectivă. Primul rând, ca să fim aici, probabil că nimeni nu va aminti, voi aminti eu, e nevoie de implicarea mai multor persoane, mai multor instituții. Eu, în primul rând, aș vrea să-i mulțumesc domnului primar, care a fost foarte deschis și a dorit foarte tare ca acest proiect să fie eligibil, să ajungă în Comuna Bad, să aducă o întreprindere care să asigure 10 locuri de muncă în comunității Roma și acum mă folosesc și eu de partea sociologică, sunt sociolog, două chestiuni sunt foarte importante pentru ceea ce domnul primar, practic, a manageriat ca și paradigmă de lucru. Dacă luăm lucrurile în serios, vorbim despre comunitatea romă, diferențele rămâne în urmă, se recuperează, vorbesc acum ca un sociolog, ierarhiile mai puțin, când ești undeva jos, ai toate șansele să rămâi acolo jos, dacă nu ești sprijinit, și e un efort pentru care întreaga comunitate ar putea să-i mulțumească domnului primar. Din altă perspectivă sociologică, aș vrea să vă spun că involuntar, indirect, sprijină, practic, politica publică din România, întărirea statului de drept, unui stat puternic. Un stat puternic, practic, este forțat, obligat și trebuie să introducă în ecuație întreg corpul social în interiorul unor instituții cu reguli complete și eficiente. Prin acest proiect, inclusiv comunitatea Roma va fi integrată din această perspectivă,
politici guvernamentale în care interesul comunității, interesul public stă deasupra interesului de natură personală. Sunt două chestiuni pe care vreau să le remarc și pentru care domnul primar din Vad poate fi salutat. O altă persoană care nu s-a prezentat, domnul Ceasca Gheorghe, este persoana care a sprijinit acest proiect. El este undeva, s-a născut undeva la câțiva kilometri de loc unde suntem aici, în Bogată, este al comunei Vad. Vine după o perioadă lungă, locuiește în București și se apropie din nou de Vad cu un proiect care va sprijini comunitatea locală. Și aș vrea să-i mulțumesc foarte mult domnului Angel, persoana din stânga mea, care este managerul de proiect, pentru că la un moment dat a existat, asta sunt chestiuni de istorie, a existat o sincopă și fără sprijinul dumnealui, acest proiect nu era cel puțin la momentul acesta, probabil că revenea și la un moment dat tot reușeam să-l aducem aici. Aș fi vrut să le mulțumesc celor trei de aici, pentru că sunt persoane discrete, sunt persoane modeste, dar dincolo de partea scrisă, dincolo de evaluarea acestui proiect, dincolo de ce se va întâmpla acum prin implementarea acestui proiect, sunt momente, sunt evenimente, sunt oameni care pur și simplu fac ca lucrurile să se întâmple și să aducă beneficii dintr-o zonă discretă unor comunități pe care nu le-am cunoscut înainte și pe care le va cunoaște acum. Eu atât am vrut să spun, voi fi în continuare aici împreună cu o echipă foarte serioasă, puternică, complementară avem în spate acolo alte trei persoane care vor sprijini acest proiect și care și vin de la o distanță foarte mare din București, ca lucrurile se întâmple bine în comuna Vad. Voi încheia. Mă bucur foarte tare, văd acolo pe Silvia. E o persoană care a făcut parte din grupul meu de cercetare sociologică, nu, 8-9 luni, nu? Ea face parte, e partea grupului țintă. Sper să revină, are 8 copii, se pregătește să-l nască pe al 9-lea în mai. Am înțeles bine, da? În mai și sper să fie parte acestui proiect din comuna Vad. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc succes să fim împreună pentru a duce la capăt un proiect foarte, foarte important pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult pentru cuvintele de laudă pe care mi le-ai transmis. În continuare, nu o să vreau să vă plictisez foarte mult. Vreau în linii mari să vă spun cam ceea ce dorește primăria să facă aici, în localitatea dumneavoastră, prin intermediul acestui proiect. După cum probabil știți, dacă ați citit pe mapele pe care le-ați primit, este un proiect finanțat de Uniunea Europeană printr-un program operațional pentru dezvoltarea resurselor umane, iar scopul principal al acestui proiect este să înființăm o structură de economie socială. Toată lumea se întreabă, ok, ce este această structură de economie socială, că vorbim despre termenul ăsta și nimeni nu înțelege nimic, da? Ideea este că va fi o firmă, da? O întreprindere, efectiv o întreprindere, unde vor fi angajați un număr de 10 persoane, dar înainte de a angaja persoanele respective, va trebui să trecem prin niște etape. În mod normal, proiectul se adresează unui număr de 40 de persoane. Sunt 40 de persoane care vor fi recrutate. Din cele 40 de persoane vom face o selecție de aproximativ 30 care vor participa la niște cursuri de instruire, pentru că scopul principal al acestei structuri de economie socială, îi tot spunem așa că așa ne-am învățat, este acela de a crea împletituri. Împletituri din nuiele, împletituri din papură. Am înțeles că există această resursă materială, materia primă este din belșug în cadrul comunei Vad. Prin urmare, asta este ceea ce va crea întreprinderea respectivă. Vor fi împletituri, deja există niște contracte semnate cu diferiți clienți, deci vom avea unde să vindem aceste coșuri.
și bineînțeles pentru ca dumneavoastră să fiți în stare să împletiți aceste coșuri, trebuie să participați la niște cursuri de instruire, pentru că nu toți aveți abilitățile necesare de a împleti. E un lucru migălos, durează, perioada de învățare este aproximativ de 3 luni de zile din ceea ce am discutat noi cu specialiștii și sperăm ca după ce încheiem această sesiune de instruire să puteți să creați aceste împletituri. Da? După cum vă spuneam, în această etapă de instruire vor intra aproximativ 30 de persoane, urmând ca din cele 30 de persoane noi să le recrutăm, să le selectăm pe cele mai bune, cele mai dornice de muncă și cele mai serioase, pentru că e nevoie de seriozitate într-o astfel de meserie. Vor fi create 10 locuri de muncă, într-adevăr, e puțin, că sunt doar 10 locuri de muncă, este evident că acest proiect nu va putea să acopere întreagul necesar la nivelul comunei, dar din punctul nostru de vedere este un început. Dacă acest proiect va funcționa, probabil că vor mai veni și altele pe lângă acest proiect, în așa fel încât să reușim să creăm cât mai multe locuri de muncă și bănuiesc că domnul primar este de acord cu ceea ce v-am spus eu. În principiu, cam asta ar fi. Mai mult, la nivelul primăriei, o să existe o persoană care se va ocupa de recrutarea persoanelor care vor intra în cadrul acestui proiect, mă refer la cele 40 de persoane. Există o serie de documente necesare, după cum vedeți, colegii mei au făcut aici, nu știu, o să vi le citesc în mare, că văd că sunt foarte multe persoane din, nu știu, potențiali angajați ai întreprinderii respective. Deci o să fie un formular de înregistrare, o copie după cartea dumneavoastră de identitate, copie după ultimul act de studiu, o declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal, dovada din care se reiasă apartenența dumneavoastră la etnia romă, pentru că ne referim la un proiect dedicat persoanelor de etnie romă, o declarație pe propria răspundere privind apartenența la grupul țintă și declarație pe propria răspundere privind participarea la cursurile proiectului pentru cei care vor fi selectați și vor participa la cursurile respective de instruire. Da? Toată lumea se întreabă, ok, de ce angajați 10 persoane și instruiți 30 de persoane? Ideea este că noi încercăm să mărim numărul de angajați. Dacă întreprinderea va funcționa, suntem liberi să mai angajăm și alte persoane. Momentan, bugetul proiectului nu ne-a permis decât acest număr strict de 10 persoane. În momentul de față, aici ne aflăm. Noi sperăm ca întreprinderea să funcționeze, să dea rezultate și să putem să angajăm mai multe persoane în cadrul întreprinderii. Cam atât am avut eu să vă spun. Dacă mai aveți întrebări, eu vă stau la dispoziție, dacă aveți întrebări chiar în momentul de față, puteți să mi le puneți. Dacă nu, în încheiere, aș da cuvântul din nou domnului senator Marius Nicoară să ne transmită și dânsul câteva cuvinte. Mulțumesc frumos! Da, bună ziua, bun găsit! Voi fi foarte scurt. Comunitatea romă este mult mai numeroasă aici, acum, decât cei care sunt acum în sală. Sigur că cei de aici care sunt cei mai interesați de acest proiect. Am venit aici doar pentru a spune că, mă rog, sunt senator al acestei comune, ales de acești oameni, și am venit pentru a le fi alături în acest moment, eu spun important, care este privit probabil acum cu un pic de rezervă și este de înțeles, dar sunt convins că acest proiect va merge și va funcționa bine. Numărul locurilor de muncă va crește, așa cum spuneați, dacă firma merge. Și sunt convins că domnul primar, împreună cu echipa, se va ocupa să aducă și alte proiecte pentru crearea altor locuri de muncă aici în comună. Vreau să spun că sunt alături de domnul primar și de tot ceea ce face pentru ca să poată să dezvolte această comună și să-l felicit și pe dânsa, și pe dânsul și echipa cu care a reușit implementarea acestui proiect și vă doresc mult succes. Vă mulțumesc! Vreau să vă spun că în urmă cu 25 de ani, primul meu loc de muncă a fost medic veterinar în comuna Vad. Și chiar acum când am trecut pe lângă dispensarul veterinar, îmi aminteam cum treceam someșul cu lundra sau cu bacul ca să vin la serviciu. Sigur că primarul dumneavoastră este, după mine, unul dintre cei mai performanți primari pe care județul Cluj are. Și iată că acum când
pare că totul, că nu se mișcă nimic, că economia stagnează, dânsul găsește soluții. Sigur, este o întreprindere socială, la fel cum, așa cum spuneam și antevorbitorii mei, dar este, cred că, foarte important să găsești soluții pentru cei care găsesc mai greu loc pe piața muncii. Și de aceea cred că această întreprindere va avea succes și că numărul angajaților o să fie mai mare. Felicitări! Cam asta a fost tot din punctul nostru de vedere. Mulțumim frumos! Așa cum am spus mai devreme, nu știu, dacă aveți întrebări, neclarități, ridicați mâna, puteți să-mi puneți. Unde vor fi vândute produsele realizate de cei 10 angajați? Produsele, după cum am spus, deja există un contract. În momentul de față avem cu Asociația Florarilor. O să fie un început. În țară sau în străinătate? În țară. În țară. Deci garantat va fi în țară. În momentul de față va fi în țară. Sperăm să mai atragem și alți clienți. Domnule primar, unde va fi construită această fabrică fizic? Anumiți proprietari pentru a închiria spațiul. Deci, în cadrul proiectului, spațiul respectiv va fi închiriat ori de la primărie, ori de la un alt privat. În proiect sunt alocate sumele pentru închiriere. O să vedem la momentul potrivit care o să fie mai convenabil pentru a crea cât mai multe locuri, să încarcă cât mai mulți, deci să putem ajunge la un număr mai mare de angajați. Și când estimați că va începe producția efectiv? Aproximativ în 3 luni, la terminarea cursurilor, sper în 3 luni să fie cursurile, să avem primele producții de dat pe piață, așa spus. Multele, ai întrebări? Da, pe calificarea asta, care și recunoscute pe piața muncii, inclusiv de Ministerul Educației, și noi sperăm ca aceste cursuri. Dacă nu mai sunt întrebări, noi vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc încă o dată.